găsit la o nouă ediție marca Sănătate cu Stil. Ne axăm și astăzi pe o dietă cu ajutorul căreia v-ați apropia și mai mult și mai rapid de o siluetă de vară perfectă, iar sfaturile regimului alimentar vin tocmai din Beverly Hills. Iar ca să vă ajutăm și mai mult în țelul dumneavoastră, vă completăm lista de formule pentru pierderea kilogramelor cu o ședință la termocuvertă să vă sculptați corpul mult dorit pentru vacanța care se apropie. Nu sărim peste rubrica de alimentație, unde vom pregăti din nou un meniu tradițional format din șnițel haiducesc și dovlecel pane, iar la final, pentru că tot am vorbit despre evenimente de gală în emisiunile anterioare, ne orientăm către prichindei să vedem ce trenduri regăsim la vârste mici pentru nunți, botezuri sau petreceri private. Să dăm startul ediției! Dieta Beverly Hills este cunoscută încă din anii 80 datorită cărții scrise de Judy Mezel. Actrița avea probleme mari cu kilogramele în plus. Ulterior, alte cărți aduc unele modificări ale dietei, însă alimentele de bază rămân aceleași. Ce este de reținut este faptul că Judy Mezel a slăbit cu dieta Beverly Hills de la 82 de kilograme la doar 49. Regimul Beverly Hills este bazat pe combinația alimentelor astfel încât să poată fi digerate cât mai ușor și eliminate cât mai repede din organism. În acest mod, corpul uman asimilează vitaminele, proteinele și glucidele doar cât aveți nevoie, nu în plus, ca să nu conducă la obezitate. Să reținem pașii chiar acum! Dieta Beverly Hills este bazată pe combinația carbohidraților doar cu alți carbohidrați, proteine cu proteine, glucide cu glucide, etc., iar fructele trebuie consumate separat. Dacă optezi pentru dieta Beverly Hills, vei consuma zilnic între 800 și 1000 de calorii. De dimineață vei mânca doar fructe la alegere, ananas, pepene roșu, căpșuni sau struguri. Poți să mănânci până ai senzația de saturație, însă e important să mănânci doar un singur fel de fructe. Ai ales să mănânci struguri, atunci mănânci doar struguri. Fructele sunt foarte importante pentru digestie. Pentru masa de prânz poți alege pentru a consuma carbohidrați sau proteine. Însă, ce alegi la prânz, vei consuma și la cină. Ai ales proteine, tot proteine vei consuma și la cină. Carbohidrații se digeră mult mai repede decât proteinele. În cartea sa, Judy Mezel spunea că insuficiența digestivă constă în combinarea alimentelor dintre cele care se digeră rapid și cele care presupun un proces îndelungat al digestiei. Dieta Beverly Hills, cunoscută și ca dieta băutorului, a fost gândită de Judy Mezel pentru rezolvarea problemelor sale de obezitate. Mai apoi și-a perfecționat regimul cu noua dietă Beverly Hills. Această dietă a fost promovată de Mezel ca dietă preferată de multe staruri americane. Beverly Hills este un cartier din Los Angeles unde locuiesc multe vedete. Oare de aceea, în afară de apă, singura băutură permisă este șampania? În altă ordine de idei, nu sunt expuse restricții stricte, nici limite deosebite, exceptând sarea, zahărul, îndulcitorii, alimentele light, laptele și brânza. Nu există ore stricte de masă, iar alimentele sunt consumate natural, fără a fi cântărite, în timp ce persoana care ține dieta trebuie să-și noteze zilnic greutatea. Reținem deci că în primele 10 zile se consumă numai fructe, apoi treptat se pot introduce alte alimente. După 25 de zile se trece la faza de menținere, adică se mănâncă variat, dar se ține cont de combinațiile alimentare corecte. Mezel consideră că, pentru a asimila hrana, corpul are nevoie de enzime diverse pentru fiecare aliment. Prezența acestor enzime la o singură masă poate îmbunătăți procesul de digestie, deci este foarte important să consumăm mâncăruri care conțin aceleași enzime sau, dacă nu, să respectăm combinația și succesiunea temporală corectă la masă pentru a evita ca diversele enzime să se anihileze una pe alta. Acesta este motivul pentru care regimul acesta presupune un consum aproape exclusiv de fructe, dacă e posibil exotice, deoarece fructele, mai ales ananasul, conține enzime digestive. Pentru a evita tentațiile, Judy Mezel susține că este de ajuns să te gândești că nimic nu ți este interzis pentru totdeauna. Argumente pro și contra. Pro. Această dietă este indicată pentru iubitorii de fructe. În plus, faptul că nu trebuie să cântărești mâncarea și să calculezi caloriile o face mai puțin dificilă. Contra. O dietă pe bază de fructe este detoxifiantă, dar nu trebuie urmată mai mult de 3 zile. Indicată în caz de supraponderitate, obezitate, boli datorate unui raport greșit cu mâncarea.
mâncarea, contraindicată în caz de diabet, colită, hipoglicemie, colon spastic, ulcer, enterită, sarcină sau perioada de alăptare. Exemplu de meniu. Primele 10 zile se consumă un fel de fructe, una sau două zile, apoi se schimbă. Ziua 11, pâine cu unt, 3 ștuleți de porumb seara. Zilele 12-14, fructe, la fel ca și în primele zile. Zilele 15-21, fructe, o zi pe bază de pui, o zi pe bază de legume, dovlecei dimineață, fasole verde și ciuperci la prânz, anghinare și conopidă seara. Continuăm ambiția de a slăbi, orientându-vă la rubrica de frumusețe spre o ședință cu termocuverta. Termocuverta este un aparat folosit frecvent în tratamentele din centrele de remodelare, fiind o modalitate de slăbire pe baza efectului de saună, care însă permite și slăbirea localizată doar în zonele dorite. Termocuverta sau pătura termică determină apariția unui proces de transpirație și de ardere foarte rapidă a grăsimilor, așa că o testăm și noi chiar acum la rubrica de frumusețe. În general, termocuverta cu trei camere controlate separate. Acesta este un aspect foarte important pentru dumneavoastră, deoarece intensitatea căldurii poate fi stabilită diferit în fiecare dintre cele trei zone ale aparatului, în funcție de necesitățile și opțiunile dumneavoastră. Termocuverta reprezintă, de fapt, o termoterapie. Termoterapia constă în înfășurarea pacientului într-o pătură electrică dublă, care este, în fapt, o saună locală care poate atinge temperaturi foarte ridicate. Acest procedeu duce la arderea extrem de rapidă a țesutului adipos cu grăsime, producând scăderea în diametru. Tot prin terapie se realizează o creștere semnificativă a metabolismului celular și a procesului de transpirație. Termoterapia este un procedeu care are efecte vizibile chiar după prima ședință, mai ales în combinație cu alte tipuri de tratamente, și anume electrostimularea, împachetări cu geluri sau creme puternic reductoare, cu produse pe bază de nămol sau alge marine, parargil. După o ședință de tratamente combinate se observă pierderea rapidă în centimetri. Care sunt efectele acestei proceduri? Efectele acestei proceduri sunt date de termoterapie, procedura ce realizează o intensificare a metabolismului celular și a procesului de transpirație. Prin termoterapie se produc efecte vizibile chiar la început de tratament, iar asocierea împachetărilor cu creme sau geluri reducătoare au efecte evidente. În timpul ședinței se produce o intensă detoxifiere a organismului, urmată de o stare de confort fizic și psihic. Pe parcursul mai multor ședințe se vor observa și diminuări ale circumferinței taliei, șoldurilor, brațelor, cât și la nivelul gambelor. Pielea va deveni mai catifelată și foarte elastică. În ce fel de tratamente este folosită termocuverta? Termocuverta este folosită în tratamentele cu împachetări anticelulitice, tratamentele de tonifiere și cele detoxifiante. De asemenea, termocuverta se folosește și în asocierea cu electrostimularea, tratamentele făcându-se simultan. Care este modalitatea de tratament? Prima fază a procedurii constă în acțiunea pe zonele de tratament cu o cremă specială de peeling, eventual împachetându-se toată suprafața pe care vrem să slăbim. Faza următoare este așezarea clientei pe un cearșaf de polietilenă și termocuverta într-o poziție cât mai comodă. Timpul de relaxare în termocuvertă va fi de 45 de minute, iar încă 15 minute vor fi alocate fazei de final, în care se vor aplica creme corespunzătoare încheierii procedurii. Majoritatea împachetărilor nu necesită duș ulterior, acțiunea lor menținându-se încă câteva ore după tratament. Este indicat să se mențină produsele pe piele în acest interval pentru rezultate mai bune. Care sunt contraindicațiile acestei proceduri? Problemele cardiovasculare, hipertensiune arterială, afecțiuni dermatologice, alergii la produse cosmetice, prezența sarcinii, epilepsia, stările febrile și prezența infecțiilor în corp. Rezultatele duc la detoxifierea organismului, slăbirea atât în centimetri cât și în greutate, reducerea retenției
hidrice, reducerea stratului adipos elimină aspectul de coajă de portocală, ameliorarea vergeturilor. Contraindicații. Termosauna este contraindicată persoanelor cu varice pronunțate. În cazul unor probleme cardiovasculare, se reglează temperatura la un nivel mai scăzut, pielea iritată, infectată sau alte boli dermatologice. De știut, abonamentele pentru termosaună prevăd necesitatea de a lucra localizat, numai acolo unde este nevoie, de aceea împachetările pot fi efectuate pe două zone, care cuprind abdomenul, talia, șoldurile, fesele și coapsele, sau trei zone, care pot cuprinde abdomenul, talia, șoldurile, fesele, coapsele, gambele, inclusiv gleznele, dar pot cuprinde de asemenea și brațele, în consecință întregul corp. Înainte de tratament nu se bea cafea, se bea multă apă plată în ziua ședință. Nu se beau lichide, cel puțin o oră după tratament. Spor la ședințe! Am ajuns și la rubrica de alimentație, unde învățăm de data aceasta să preparăm un șnițel haiducesc asezonat cu câteva rondele de dovlecel pane, pentru că tot este sezonul lui. Servim totul cu o salată de roșii și castraveți proaspeți, iar prânzul sau cina sunt asigurate. Poftă bună! Și ni s-a făcut din nou foame. Și unde să poposim mai bine decât aici, unde ne simțim ca acasă, alături de Dana și de Mariana. Au fost o colaboratoare o colaboratoare mai veche, să preparăm astăzi ce? Bună, Dana! Bună ziua! Astăzi vom face un șnițel haiducesc cu niște dovlecei pane. Deci rămânem tot în stil tradițional românesc. Exact, exact. Pentru asta vom avea nevoie de 200 de grame de cotlet de porc, 50 de grame de cașcaval, ou, pesmet, puțină făină, dovlecel și un sos bechamel. Sosul bechamel, doamna Maria deja l-a făcut, conține ou, un pic de sare, piper, usturoi după gust, un pic de muștar, făină și apă. Și servim la final, mi-ai spus, să amintim, cu o salată. Cu o salată de roșii și castraveți, da. Da. Am înțeles. Ca să meargă totul ca la carte. Păi atunci îi dăm startul doamnei Maria, da. Nu? Eu îi spuneam Mariana, tu spui Maria, răspunde la ambele nume. Da. Cu ce începe? Începe cu dovlecel. Vom începe cu dovlecelul. Doamna Maria va feria dovlecelul. Proporțiile vor fi potrivite pentru a face șnițele. Dovlecelul va fi dat prin sosul bechamel. Cale un haiduc singur cuc. Unde-ți e haiduce oastea? Nu mai ești viteaz acum. Ți se duce încoace vestea ca un fum. Haiduc sunt, haiduc rămân, chiar și fără oaste. Când pun mâna pe baltac, am bularul în coaste. Pistoarele-mi sunt surori, fraternie calul, umblu singur pe cărare și în camarul. Postam crai al munților, șu codrilor, maica mă purta în gând, suspinând. Mândrulița m-aștepta în grângul de lângă sat. La iubit ea mă chema pe serat. Haiduc sunt, haiduc rămân, chiar și fără oaste. Când cu mâna pe baltac, mă bularul cu oaste. Pistoarele-mi sunt surori, fraternie calul, umplu singur pe cărare și îmi duc amarul.
E voilà, șnițelul haiducesc și dovlecei ne-a făcut doamna Maria la dovlecel pane aici, cât să ne fie de ajuns amândurora. Exact, exact. Am terminat preparatul, îi mulțumim frumos și Dana, să recapitulăm pentru cei de acasă, poate nu au fost atenți de la început, ce ingrediente am avut nevoie pentru acest meniu fastos? Pentru șnițelul haiducesc avem nevoie de cotlete de porc, ou, pesmet, făină și cașcaval, iar pentru dovlecei, dovlecel și sosul bechamel făcut din ou, sare, piper, usturoi, făină, puțină muștar și apă. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă urăm poftă bună și să ne mai urmăriți preț de 2-3 secunde cât îl degustăm, ca să vă transmitem așa, celor de acasă, cât de bun este preparatul acesta. Poftă bună! Cu mâna pe baltar, părbularul în coaste, pistoalele-mi sunt surori, frate-mi e calul, umplu singur pe cărare și în buca amarul. Am crai al munților, păunașul codrilor, maica mă purta în gând suspinând. Mândrulița mă aștepta în crengul de lângă sat. Vara este sezonul teraselor, sezonul concediilor, dar și sezonul nunților. Și pentru că în această perioadă a anului cei mici sunt și ei în vacanță, acest lucru înseamnă că vor fi și ei prezenți la majoritatea evenimentelor la care veți participa. Știți deja cât este de greu să vă hotărâți asupra unei ținute de fiecare dată când primiți o invitație la un eveniment special. Dacă ne gândim că de data aceasta va trebui să alegeți o ținută și pentru fetița sau băiețelul dumneavoastră, lucrurile pot lua o turnură deloc plăcută. Noi venim în ajutorul vostru și vă livrăm trendurile prinților și prințeselor pentru evenimentele de gală. Ținuta de ocazie pentru băieți este confecționată în general din aceleași materiale ca și costumele bărbătești, lână tropicalizată, cu finețe superioară și urmărește același design modern, cum ar fi sacourile la unul sau maximum doi nasturi. În plus, vestimentațiile complete de ocazie pentru cei mici vin la pachet și cu accesorii inedite, precum șepci, veste sau papioane, astfel încât nu va trebui să mergeți din magazin în magazin pentru a găsi papionul sau cămașa potrivită pantalonului cumpărat. Așadar, fie că vara aceasta întreaga familie va participa la un eveniment important, fie că fiul tău va debuta pe scenă sau poate va participa cu colegii la un eveniment școlar, ori poate la serbarea de sfârșit de an, ținuta sa nu va mai fi o problemă. În magazine există o multitudine de culori, dar și croieli, de la clasic, casual, până la frac. La capitolul prințese, lucrurile se complică. Invitate, domnișoare de onoare sau cele responsabile cu primul pas în biserică, în timp ce duc în mânuțe pernița cu verighete, fetițele au și ele o gamă extrem de variată, de rochițe în trend, de la cele simple cu flori și dantelă, până la cele mai elegante cu trenă sau tiul. Înainte de a vă gândi la ceea ce va purta cea mică, luați în considerare și gusturile ei, iar dacă aveți de-a face cu o răzvrătită, care nu vrea să iasă din zona de confort, ținutele cu pantaloni, alocați-i timp să se obișnuiască cu rochia de domnișorică și lăsați-o să o poarte de câteva ori înainte. Dacă știți că cei mici au deja alura de prințesă, doar rochia potrivită îi mai lipsește, aveți grijă totuși să nu fie prea lungă ca să nu se împiedice la fiecare pas. Din experiență, nu vreți să se împiedice în biserică, iar la petrecere nu o să stea mereu să-și țină ca o lady rochia în mânuțe. Sunt multe branduri care s-au gândit deja la Sweet Beginnings și au creat rochii pentru micile domnișoare de onoare care se vor simți tare mândre că pot lua parte la un astfel de eveniment. Gândiți-vă că micul îngeraș o să prețuiască această zi mai ceva ca mireasa, pentru că și ea, la rândul ei, o să aibă parte de atenția celor din jur. De la rochițe simple la modele spectaculoase, de până și restul invitaților vor râvni la ele, în imaginile noastre vei regăsi atât creații simpatico, cât și clasice, dar și inedit. Fie că vrei să mergi pe o rochie albă, fie că optezi pentru ceva în ton cu ținutele domnișoarelor de onoare mai mari, specialiștii recomandă ca rochița celei mici să aibă totuși o pată de culoare sau măcar o fundiță. Dacă fetița este pur și
și simplu un invitat, însă vreți totuși să o îmbrăcați de gală, aveți grijă să explicați înainte că evenimentul nu înseamnă numai păpuși mari îmbrăcate cu rochii fabuloase și tort ca în povești, ci și faptul că trebuie să fie liniștită și răbdătoare la petrecerea de oameni mari. O ocazie specială cere pe lângă o ținută cu totul spectaculoasă, simplitate și rafinament, pus în evidență printr-o încălțăminte adecvată. O pereche de pantofi roșii cu detaliu fundiță adăugată glamour instant oricărui look pentru seară sau zi, chiar și la micile prințese. Ținutele de ocazie vor avea nevoie și de o pereche de sandale aurii sau balerin cu pietre și puțin glam. Dacă vreți o infuzie de stil eclectic care să eclipseze rochițele, nu este nevoie să investiți decât în accesorii. O pereche de balerin sau pantofiori aurii sau argintii fac diferența imediat. Balerinii cu vârf rotund sau ascuțit sunt alt design în tendințe pentru vara 2016 la evenimentele de gală pentru prințese. Și pantofii Oxford de inspirație masculină au luat cu asalt magazinele destinate prichindeilor, așa că dacă vreți să aveți o prințesă mai non-conformistă la petrecere, puteți să-i achiziționați așa ceva. Dacă vorbim de nou-născuți sau de fetițe sau băieți cu vârste foarte mici, oferta aici diferă doar la culoare pentru un eveniment de gală, întrucât cei mici vor sta mai mult în căruț. Și de la prințese trecem la prinți, unde oferta aici nu este atât de variată. Gama de culori este și ea restrânsă, variantele de piele sau piele întoarsă mergând doar pe alb, bleu maren, kaki, muștar, verde și clasicul negru. Orice ați alege, vă urăm petrecere frumoasă și răbdare multă pentru o petrecere reușită! Și noi aceste ediții pline de informații, idei și sfaturi despre sănătate, frumusețe, alimentație și lifestyle. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit și pe site-ul nostru www.tvsudest.ro la secțiunea emisiuni să revedeți toată munca noastră de mai bine de 2 ani sub sigla acestei emisiuni. Până data viitoare, dați stil sănătății dumneavoastră la tot pasul. Pe curând!